Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. Așa că vă este dragă urarea mea. Vă este dragă, nu tuturor. Bizonii, cred că m-ar decapita pentru asta, pentru că știu ei ce merită. Măcar acolo undeva, într-un strop de conștiință, tot a rămas când se întâlnesc cu ei. Zic, dacă îmi dă Dumnezeu ce merit, gata, ăla sunt. Așa vor primi. Așa vom primi toți, ceea ce merităm, funcție de ceea ce suntem noi și de ceea ce dăruim și ceea ce facem. Așa că iubiți oamenii, cum să nu iubiți, îi iubim. Am găsit, am și comentat-o zilele trecute, am și postat, am regăsit, de fapt, o zisă a domnului Joe Boxa. Veți spune, a, cu oltul, cu... Nu, nu cu oltul, e cu oltul de aici. Vă împărtășesc, doar dumneavoastră știți mult mai bine decât mine. Vă împărtășesc și dumneavoastră și după aceea vă prezint invitatul de astăzi, pentru că domnia sa, de fapt, m-a inspirat. Zice domnul Joe Boxa așa, orice om pe care nu pot să-l iubesc este pentru mine un izvor de adâncă tristețe. Orice om pe care l-am iubit și nu pot să-l mai iubesc, înseamnă pentru mine un pas spre moarte. Atunci când n-am să mai pot iubi pe nimeni, am să mor. Voi, cei care știți că meritați dragostea mea, aveți grijă să nu mă ucideți. Așa că e profunzime aici. Bine, fără alte comentarii, vi-l prezint pe invitatul de astăzi, care este un om de afaceri de mare succes. Nu vom vorbi despre afacerea domniei sale, decât așa, eventual, despre efecte. Dorin Șaramet, pur și simplu. Domnule Șaramet, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația mea. Apreciez teribil, pentru că noi nu ne-am cunoscut decât în urmă cu două săptămâni, la aproape două săptămâni, nu? Trebuie să vă și spunem unde. În ziua în care s-a înființat asociația Noul Spital al Brașovului, unde domnia sa este cu tot sufletul și cu tot potențialul acolo, m-a cucerit prin asta și de aceea l-am și invitat. Mulțumesc de invitație, salut mâna! Ce să vă zic despre citatul lui Joe Boxa? Mi-a plăcut foarte mult și mi-a plăcut datorită faptului că, în afară că îmi place foarte tare Joe Boxa, și eu iubesc oamenii, iar exact aceasta este esența a ceea ce ne dorim noi să facem cu spitalul, construcția acestui nou spital în Brașov. Ați văzut oamenii care sunt acolo, care își doresc să facă acest lucru. Am fost acuzați de fel de fel de personaje, că vrem să vindem teren la județean, că vrem să facem politică sau așa. Da. Nu ne dorim să facem absolut nimic, ci ne dorim, exact cum am exprimat-o acolo, să oferim o viață mai bună, mai sănătoasă și mai confortabilă oamenilor de afară care se uită la noi. De ce spun acest lucru? Spun acest lucru deoarece și dumneavoastră și mulți de acolo din sală, inclusiv eu, avem șansa de a fi pe o poziție unde avem acces la servicii de medicale de calitate. Nu este o problemă să ne tratăm ori la Brașov, ori la București, ori poftim la Köln, unde avem noi sediul firmei din Germania. Am putea să o facem, avem asigurări private de sănătate, dar întrebarea pe care mi-am pus-o totdeauna și voi reveni la această scară de valori este: ce facem noi pentru oamenii de afară? Pentru acești mulți oameni pe care din ce în ce mai puțin îi iubesc și pe care noi avem datoria să îi iubim prin modul de a face ceva pentru ei, de a încerca să le facem viața mai bună. Pentru noi cei mulți. Pentru noi mulți, că sunt mii de oameni în România care își doresc binele și poate zeci de mii. Domnule Șaramet, m-ați impresionat prin faptul că atunci, la momentul în care minunatul om întâi de toate și apoi medic, Dan Grigorescu, el a fost cel care a inițiat acest proiect. Când v-ați adresat celor care erau în sală, ați spus că nu pentru dumneavoastră doriți acest spital,
Dacă mi-am amintesc bine, ați rostit așa, eu am bani să mă tratez afară dacă va fi cazul. Prin urmare, pentru noi ceilalți, care nu am avea posibilitate și care suntem bolnavi, chiar dacă nu știm că suntem bolnavi, poate că suntem. M-a impresionat foarte mult. Este exact esența la ce m-am spus mai devreme și mai ales este esența valorilor în care eu cred și în care crede și Dan Grigorescu. Am un respect absolut pentru dumnealui din două motive. Una, profesionalismul. Da. Eu am avut privilegiul de a fi operat la un accident de dânsul. Am fost lovit la față și nu se mai vede nimic. Iar al doilea lucru, probitatea sa morală. Ca un medic să aibă curajul să-și asume o asemenea sarcină uriașă, pe mine m-a lăsat fără cuvinte și am spus, dacă dânsul poate, cu toate gărzile, cu tot ce face, are timp și a stat nopți întregi ca să pregătească prezentările, să facem, să ne adune pe toți, atunci nu pot decât să, așa mai umil, să-l urmez în trena dumnealui și să ne dăm toată silința ca să realizăm ce ne-am propus. De ce? Din cauza că singur nu ar avea șanse. Noi ne-am adunat acolo oameni din mai multe pături sociale și din mai multe formații sociale și din mai multe tipuri de învățământ, de școală, da? Uh-huh. Sunt medici, sunt ingineri, sunt oameni care nu au școli înalte, poate sunt toate asistentele, mi-au plăcut studenții. Deoarece aici voi face o mică divagație la scara de valori. Eu am scris acum de curând un articol într-un ziar de la Codlea despre aceste valori. Din păcate, am observat că în ultimii ani în România nu se mai pune atât de mult preț pe valoarea omului. Noi încercăm să arătăm că omul are valoare și încercăm să arătăm că adevăratele valori sunt sănătatea, sunt învățământul, mens sana in corpore sano, este sportul, familia și în primul rând respectul pentru muncă. Fiindcă pe lângă partea aceasta cu spitalul, am la fel privilegiu de a fi președintele școlii germane Kronstadt, respectiv a asociației care este lângă această școală, și noi nu promovăm decât un singur lucru și am reușit să-l insuflăm la mii de părinți și de copii respectul față de muncă. Și faptul că un om care muncește este un om onorabil. Indiferent că el mătură pe stradă, că este strungar sau că este medic sau manager de companie. Niciun om nu are o valoare mai mare decât celălalt. Ce ne-am face dacă nu am mai avea oameni care să curețe, dacă n-am mai avea chelner la restaurante și așa mai departe. Toți au valoarea lor și noi încercăm să insuflăm tuturor, chiar și în alților politicieni. Am avut onoarea să stăm de vorbă cu miniștrii, cu prim-ministri și așa mai departe. Domnilor, a munci este onoare. A munci este cea mai frumoasă meserie pe care poți să o ai. Și merită să te pregătești și să faci. Deoarece în ultimii 20 de ani în România s-a considerat că doar cei mai slab pregătiți sau mai proști se duc și fac școala profesională, fiindcă nu găsesc altceva. Nu este adevărat. Toată economia europeană și românească caută muncitori calificați și nu-i mai găsim. Iar acum au început să apară din nou aceste școli profesionale, dar copiii au problema că părinții nu vor să-i lase. Fiindcă toți cred că trebuie să facă filozofie antică și mai știu eu ce să studieze. Iar și acesta este un mod, fiindcă noi încercăm ca studenții care sunt la medicină sau studenții, acum se face un fel de facultate și pentru asistent medical, să le oferim condiții, măcar condiții umane, ca să muncească în România. Fiindcă noi nu ne dorim să muncească în Germania. Noi ne dorim ca medicii noștri să stea aici, să aibă condiții nu umane, ci excepționale de lucru, ci să fie mândri că sunt medici în România. Și vom lupta pentru spital, pentru salarizare și așa mai departe. Noi nu ne dorim cu acest spital doar să construim acest spital, ci ne dorim să reformăm total modul de gândire despre ce înseamnă actul medical în sine și despre condiția umană a medicilor și asistenților. Domnule Șaramet, mă păreți neverosimil, dar da, sunteți adevărat. Dacă, da, oameni buni, e viu, e adevărat, vedeți cât e de adevărat.
Parcă mă gândeam așa în timp ce vă ascultam, mă, omul ăsta nu-i normal. Păi dacă îi merge bine și firma și viața particulară și ce îl apucă să se mai uite și în viitor, pentru că ceea ce urmează a se face, eu am toată credința că acest spital se va face, dar modul în care gândiți și mă convingeți că așa este și că acestea sunt dorințele dumneavoastră, mă determină să vă mulțumesc și să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mai avem așa ceva, oameni printre noi care justifică speranța noastră de revenire la normalitate. În ultimii 25 de ani am fost, nu știu, cei mai mulți dintre noi parcă anesteziați. Dar am fost, vă dau perfectă dreptate, dar tot la fel vă spun că vinovați am fost noi, în primul rând. Cu certitudine. Deoarece noi nu am făcut nimic. Cu certitudine. Gândiți-vă la zicala lui Edmund Burke, care spune că răul câștigă pe pământ atunci când oamenii buni nu fac nimic. Și de aici trebuie să pornim. Noi avem o filozofie și când vorbesc noi, vorbesc eu și cu colegii mei din, care conduc multinaționale și am muncit și în afară, am stat 8 ani jumate în Germania. Și toți avem o strategie de viață foarte simplă. Nu căuta vinovați, ci caută soluții. Și credeți-mă, ca să începi să faci o schimbare, trebuie să te schimbi întâi tu. Dacă nu te schimbi tu și nu realizezi tu că ai o problemă pe care o avem noi acum în concepție, gândindu-ne, nu se poate face. Nici nu vă dați seama câți mi-au spus în ultima lună de zile, n-aveți nicio șansă. Acum 5 ani de zile, când se lupta să se schimbe legislația ca să se înființeze școlile profesionale duale, tot la fel, toți ne-au spus, n-aveți nicio șansă. Nu poți să te pui în cap, nu o să schimbi tu sistemul. Ei, vă spun că am stat de vorbă cu 3 miniștri ai învățământului, iar un grup de 10 persoane au schimbat sistemul, au schimbat legea de 4 ori, acum au schimbat a 5-a oară cu noua ordonanță de urgență despre școlile profesionale și se poate face. Am participat săptămâna trecută la o conferință organizată de Petrom pentru învățământul profesional și am stat de vorbă cu doamna Mona Nicolici și a spus la fel, ne-am adunat oameni care cred în ceva și schimbarea se va face fiindcă noi credem în ea. Și eu nici nu pun problema că nu se va construi acest spital. Întrebarea se pune când, cu ce oameni și întrebarea se pune dacă oamenii de afară își doresc, fiindcă eu știu sigur că își doresc, dar... Din afara sistemului, spuneți. Din afara sistemului, din afara studioului, toți, de pe stradă, nu are importanță, e irelevant cine este. Dar noi suntem datori să credem. Ați spus că nu înțelegeți de ce în momentul în care o poziție în asta face așa ceva. Păi vă dau un exemplu simplu, domnul Carnegie sau dacă luăm pe John Rockefeller sau mai încoace pe Bill Gates. Acum 4 sau 5 ani de zile am avut o întâlnire în Poiana Brașov. Am fost invitați de un domn se numește Franz Liner. Acest Franz Liner este unul dintre vicepreședinții de la BMW și a fost o singură dată în România câteva ore să stea de vorbă cu noi. Și ne-a spus, dragii mei, ați uitat de două lucruri. Una, învățământul în România care a fost foarte bun și nu mai este bun din cauza că voi nu vă implicați. Și a doua, gândiți-vă că nu este meritul vostru că ați ajuns unde ați ajuns, ci meritul școlii, meritul părinților, meritul societății în care ați trăit și aveți o datorie foarte mare față de ea. Dacă vreți să fiți lideri, atunci întoarceți-vă ochii către societate, nu desconsiderați oamenii, indiferent la ce nivel ar fi, și dați ceva înapoi. Zice, dacă eu am venit din Germania aici să vă spun asta și predau gratuit, cu titlul gratuit, la Universitatea din München, la aproape 70 de ani, să știți că aceeași datorie o aveți și voi. Și personal am jurat atunci că voi face tot ce pot ca până la sfârșitul vieții să reușești să lași ceva după tine și să reușești să demonstrezi oamenilor că cele mai frumoase lucruri se fac cu credință și fără să te gândești la bani sau la ceva material. Iar noi la școala Cronștadt, de exemplu, noi nu avem absolut niciun venit sau altceva, ci dimpotrivă dăm bani. Exact ca și la această asociație. Nu căutăm pe nimeni, nu cerem bani, nu cerem decât ca acest sistem să creadă că sunt datori în România să aibă brașovenii, sunt datori să impună politicului să le construiască acest spital fără de care nu poate fi asigurat dreptul lor la viață. Eu și până astăzi am crezut, cu toată ființa mea, pentru că am o încredere extraordinară în doctorul Dan Grigorescu. Este un om adevărat, este tenace. În fine, îl știți și dacă nu îl știți, ghinion, trebuie să îl știți pentru că este un om deosebit. Astăzi cred mai mult.
ascultându-vă pe dumneavoastră. Ați spus că v-ați întâlnit cu trei miniștri ai învățământului. Or fi învățat ceva oamenii de la dumneavoastră? Au învățat, dar și noi am învățat de la ei. Da? Da, da. Mă, da. Mir. Ei, în ceea ce privește școala profesională, vă împărtășesc un lucru. Dumneavoastră m-ați mai auzit. Dacă cei care nu m-ați auzit, vă mărturisesc cu tot sufletul. Startul meu în activitatea din viață, profesională să-i spun, a fost dat într-o uzină, în ceea ce se chema înainte 6 martie Zărnești, unde am lucrat 15 ani. Am pornit de la a fi muncitor necalificat. Acolo am întâlnit elite, oameni mai frumoși decât acei meseriași, adevărați elite profesional vorbind, nu am întâlnit. Și atunci dumneavoastră, de ce să nu lăsați copiii să facă școli profesionale? Să învețe meserie. Știți că pe vremea mea, acum 120 de ani, așa când am eu primele amintiri, se spunea așa, meseria brățară de aur. Și acum vrem toți să fim filozofi? Nu se poate. Da, bine ar fi să fim filozofi, în adevăratul sens al cuvântului. Am toată încrederea, vă mulțumesc din toată inima, vă mărturisesc, oameni mai frumoși decât acolo, riguroși, disciplinați, de mare valoare, oameni demn de tot respectul. Acolo i-am întâlnit. Nu știu, eu am socotit o binecuvântare, faptul că acolo am pornit eu în viață, cu adevărat. Acolo m-am format și le mulțumesc tuturor celor care... că sunt produsul lor. Așa cum. Vă cred și noi vedem, am făcut parte din comisii de verificare și așa la noi la școală și vezi cum evoluează pur și simplu niște copii, vezi cum renasc. Noi avem acum 100 de copii din alte județe, dintre care sunt vreo 50 ceva din Vaslui. Da, din cele mai sărace zone ale țării și aș vrea să vă zic în două cuvinte o poveste minunată. A venit un copil la un moment dat, a venit la noi la școală. A venit, l-am primit, unde să l-am cazat undeva, hai să-l ținem, dacă el vrea, e păcat să nu-l ținem. După câteva luni de zile, ei primesc 200 de lei de la stat și 200 de lei le dăm noi din companii bursă lunară. Am l-a observat profesorii că a început să se aranjeze, să se înfrezeze, să-și cumpere haine mai bune, a început să aibă cu totul alt comportament și limbaj. Și... când s-a dus acasă, în vacanță, l-au văzut toți. Băi, dar tu ce-i cu tine, uite? Băi, eu sunt acolo la școală, acolo e bine. Au venit în toamnă 44 din satul acela. 44 de copii au venit, învață, o parte, cred că au și terminat anul acesta. Și am întrebat pe unul dintre ei. Zic, acum termin, mi-a prezentat ce proiect își făcuse. Și ce faci mai departe? Păi zice, eu sunt la Schaeffler, deja muncesc, am locul de muncă. Zice, am vorbit cu un coleg, ne-am închiriat o garsonieră. Gândiți-vă, vorbim de un copil de 17 ani care de 2 ani de zile a plecat de acasă. Da? Și am închiriat o garsonieră și a zis, acum vrem, ne gândim să stăm câțiva ani împreună și după aia dacă ne găsim prietene și așa să ne facem o familie aici. Și i-am întrebat, de ce nu pleci în Germania sau undeva? Acum, cu meseria asta, e electromecanic. Cu meseria asta îți găsești ușor un serviciu în Germania. Nu, cu ce caut eu în Germania? Eu aici vreau să stau, mi-e place Brașovul. Noi rămânem aici. Și vă spun un secret. Inițial, când s-a făcut legea, știți că pe vremea dinainte, la școala profesională erai obligat să rămâi 3 ani la fabrică. Fiindcă dacă nu rămâneai, atunci treia să plătești școala. Ei, noi am mers un nivel peste acest lucru și am scos din ideea de lege această obligativitate, discutând între noi și spunând chiar la cererea domnului Blemoviș de la Schaeffler, am spus, dacă nu suntem în stare să-i convingem, n-are rost să-i obligăm. Și urmarea a fost că 104 copii din 110 care au terminat anul trecut, anul acesta, școala, sunt angajați în companiile în care au făcut practică. 104 din 110. Avem indicatorul de performanță cel mai înalt pe departe de la vreo școală din România. 94% în primele 72 de ore după absolvire, angajați pe meseria învățată în locul în care au făcut practică. Extraordinar, 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 într-adevăr. Da, ne vom reveni.
Iată dovada faptului că ne vom reveni. Și aș vrea să închei cu ideea... Nu trebuie să încheiați, nu, pentru că mai avem 5 minute. Ok. Dar ideea de bază pe care, știți, dumneavoastră m-ați întrebat de miniștri și eu v-am spus că și noi am învățat de ei. Să știți că am învățat multe de la ei, fiindcă eu am stat de vorbă mai mulți miniștri. Niciunul, nu am întâlnit, eu cel puțin nu am întâlnit niciunul, care să fie așa cum este arătat el la televizor. Am stat de vorbă de două ori cu domnul Ponta. Și mi s-a părut un om foarte deosebit. Deci mie mi-a plăcut de el. Ce o fi având, el e problema lui. Dar mie mi-a plăcut din cauza că stai de vorbă cu un om. Nu am stat de vorbă. Am stat de vorbă cu domnul Funeriu. Foarte, domnul Câmpeanu. Mi-aș fi dorit să mai fie încă ministru. Daniel Funeriu? Da. El a fost omul care ne-a spus, ați venit la omul care trebuie. Am două țeluri în România. În orice caz, imaginea pe care și-a făcut-o în fața poporului este... foarte proastă. Pare oligofren. Da. Mie personal mi-a spus, zice, am două obiective. Una, reînființarea școlilor profesionale și a doua, să reducem la minim facultățile care dau diplome degeaba. Deci asta mi-a spus mie la masă. Ce au făcut ei politici? Dar vreau să vă spun cu totul altceva. Noi am reușit să aducem la aceeași masă, să ne înțelegem, statul, Ministerul Învățământului, autoritățile locale, Brașovul, în frunte cu domnul primar, și industria. Ei, economicul, când am adus acești trei factori la masă și toți trei au fost convinși, nu a mai existat nicio oprește, fiindcă nu are ce oprește să mai existe. Deci se poate discuta și cu autoritatea locală, și cu statul, și cu companiile, ca să ai un scop comun. Se poate și dovada este clară aici. Tocmai de aceea eu sunt convins că se va face spital. Fiindcă nu se poate, argumentele sunt atât de corecte și atât de competente, încât nu văd ce ar putea să spună un politician. Eu am întrebat câțiva, nu vreau să dau nume acum, și le-am spus, dragii mei, gândiți-vă la un lucru, că aveți alegeri la anul, dar aveți și peste 4 ani, și peste 8 ani. De fiecare dată vom lovi la cel mai dur mod în aceia care vor spune nu sănătății în Brașov. Fiindcă vor spune da, ori spune nu. Sunt parșivi, domnule Șaramet. De ani de zile ne mint că fac spital. O să îi vor spune da, facem. Ei știu să spună da, dar nu vor face. Da, dar industria... Nu se vor alătura. Noi venim din industrie, din mediul privat. Și în mediul privat există un tip de obiectiv care se numește obiectiv SMART. Adică este specific, este măsurabil, este relevant și este ancorat în timp. Și le vom pune întrebarea față în față. Vă rugăm să ne spuneți până când se va face acest spital și ce veți face dacă nu se va face până atunci. Întâi de toate vreau să nu-i mai văd pe neisprăviții, și vă știți foarte bine care sunteți aceia, politicieni brașoveni, care ne-ați mințit din anii 90-2000 că ne faceți, că se va face un spital, că nu faceți voi. Așa, lasă cele, după aceea la hărma și pe urmă ați tăcut, pentru că au început să vă priponească. E, plecați, cărați-vă, dar repede! Cum ați putut să mințiți? Ba, au și inaugurat lucrări pe la aeroport, pe la... Domnule Șaramet, mai avem doar un minut pe care vi-l dăruiesc noastră. Voi să plecați, nefericiților, pentru că și va trebui să plătiți, nu oricum. Ne-ați mințit în ultimul hal. Noi nu avem problemă cu nici cu politicieni, nici cu politicieni. Eu am mare problemă cu ei. În schimb, noi avem probleme cu oamenii. Sunt niște... Sunteți 4P, ce să mai... Dar nu, că au noblețea lor și 4P-dele. Sunteți borfași de-a dreptul. Cei care ați mințit, nu toți, firește, dar majoritatea ne-a mințit. Iată că se poate. Domnule Șaramet, eu am rugămintea călduroasă să-mi promiteți că mai răspundeți invitației mele. Voi veni de câte ori voi putea și mă veți chema. Sunt extrem de interesat, mai ales că mi-aș dori să pot să discut la televizor și să vadă lumea scara noastră de valori, care înseamnă etică, morală, educație, sănătate și în primul rând omul este pe locul 1. Nu există o organizație care să funcționeze bine cu oameni slabi. Noi vrem excelență la fiecare om în parte. Oameni competenți și buni fac organizații bune, nu invers. Cine ne spune altceva este o prostie. Iar dacă noi putem să ne educăm oamenii pe toți cei din jurul nostru, vă garantez că nu vor mai fi nici politicieni slabi sau răvoitori. Fiindcă un om care este competent și un om care gândește corect și care are o etică foarte dură, cum avem noi, avem o etică excepțional de dură, nu poate să aleagă pe cineva care nu e etic. E logic. Dar trebuie să pornim noi. Nu ei. Eu nu cer nimănui nimic. Eu vreau să fac eu. Ceea ce facem noi este important, nu ce cerem altora să facă. Sunteți fascinant.
M-ați cucerit definitiv. Rar mi-a fost dat să văd în ultima perioadă, mai cunosc astfel de persoane. Norocul este al meu, firește. Iată, astăzi și al dumneavoastră. Vă promit, în mod solemn, dacă ne dă Dumnezeu sănătate, și cred că ne va da până când vom avea noul spital, să ne tratăm, nu-i așa? Vă promit că îl voi mai invita și nu voi mai scoate niciun cuvânt, îl vom asculta doar atât. Domnule Șaramet, vă mulțumesc din toată inima, aveți o reverență din partea mea pentru ceea ce sunteți, pentru cum gândiți, și pentru ceea ce ați reușit până acum și pentru că v-ați alăturat acestui proiect absolut minunat, de care avem nevoie, din păcate. Trebuie să ne tratăm, pentru că parcă prea ne-am îmbolnăvit din toate punctele de vedere. Da, da. Ne tratăm, și așa? Și sufletul, și capul, și corpul trebuie tratat. Da, așa este. Ne vom vindeca. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Săruna. Oameni buni, atât pentru astăzi. Nu e așa că... parcă ați mai primit o gură de oxigen. Se poate. Se poate. Trebuie să avem încredere în noi. Spitalul va fi, la un moment dat, va fi gata și ne vom trata. Păi decât să ne ducem la cimitir, nu e mai confortabil într-un spital unde avem perspectiva vieții, nu? Vă mulțumesc din toată inima și continuu să vă sugerez și să vă rog cu toată smerenia. Ah, bizon, plecați! Cărați-vă, cei care ați mințit, cărați-vă, dar repede, repede! Iar dumneavoastră, vă rog frumos, aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută!